Sau mai bine fără telefon pe masă. Așa? Putem începe, da? Bună ziua și vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre. Astăzi voi continua șirul prezentărilor care deja au fost făcut pe parcursul perioadei anterioare de către colegii mei din Partidul Democrat pe diverse sectoare. Astăzi îmi propun să vorbim despre domeniul relații externe, despre realizările obținute în perioada 2016-2018 pe timpul guvernului Filip, dar desigur să vorbim și despre planul de țară Moldova altfel, care, după cum cunoașteți, conține la fel un compartiment dedicat acestui domeniu. Dacă este să vorbim despre realizări, cu toții ne aducem aminte de începutul anului 2016, atunci când Partidul Democrat și-a asumat guvernarea. A fost o perioadă deloc ușoară, sub multe aspecte critică, pornind de la criza politică, criza economică, criza socială, chestiuni, deci probleme care au avut nevoie de o implicare plenară a guvernului pentru a restabili mai multe punți, dacă pot să mă exprim așa, cu partenerii noștri de dezvoltare, partenerii noștri externi. După cum ziceam, a fost o perioadă de criză, cu un dialog suspendat atât cu Uniunea Europeană, cu partenerii din Statele Unite, cu o anumită doză de neîncredere din partea acestor parteneri, instituțiilor europene, în determinarea sau în existența voinței politice a noului guvern de a interveni concret și pragmatic, punctual, în deci dezghețarea acestor relații și în dezvoltarea parteneriatelor respective. Aici vreau să subliniez că anume grație abordării manifestate atunci de Partidul Democrat, în dialogul cu partenerii noștri occidentali, în primul rând cu Uniunea Europeană și Statele Unite, în capul mesei am pus faptele și nu vorbile. Și acest motou, dacă doriți, a rămas consistent pe toată durata activității guvernului Filip, dar și în contextul elaborării planului de țară Moldova altfel, unde la fel ne axăm deci, pe promovarea unei cooperări pragmatice, care nu ia în calcul declarațiile de tot felul, dar se axează strict pe realizarea angajamentelor Chișinăului în raport cu partenerii săi. Respectiv, era și o perioadă când asistența financiară externă era blocată în contextul dialogului înghețat și doar după intervenția noastră cu colegii din Bruxelles. Au fost vizite la Bruxelles, vizite fulger, eu le-aș spune, și respectiv partenerii europeni au vizitat Chișinău și în cadrul acestor runde a fost dat startul așa numitei cooperări în baza realizărilor. Deci, care a avut ca piloni un set întreg de condiționalități, peste 80 de condiționalități la număr, care vizau prioritățile din
agenda reformelor prioritare. În cadrul acestui dialog am încercat să demonstrăm că există voință politică, există responsabilitate, există deci, disponibilitate pentru a fi previzibil și convingerea de a construi relațiile noastre externe în baza unui respect reciproc. Aici mă bucur să spun că anume abordarea aceasta vizionară a permis ca principalele repere în abordările Partidului Democrat în materie de politică externă să rămână neschimbate în pofida trecerii timpului. Respectiv, acest pas a dus în continuare și la restabilirea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale. În primul rând, aici vorbesc despre Fondul Monetar Internațional, anume grație îndeplinirii condiționalităților la care am făcut referință mai sus. Deja în luna decembrie anului 2016 noi am fost martorii deblocării acestei asistențe, inclusiv urmare a semnării acordului cu FMI. La fel, dinamica respectivă, care încă o dată subliniez, s-a păstrat pe perioada 2016-2018, a dus și la semnarea unui acord cu Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro. Nu în ultimul rând, cred că trebuie să menționez, un efort aparte a fost dedicat de către întreaga echipă guvernamentală în frunte cu primul ministru de atunci, Pavel Filip, în sensul restabilirii încrederii în relațiile noastre cu vecinii noștri, deci în România și Ucraina. La fel, nu au fost lăsate fără atenție dezvoltarea și avansarea dialogului strategic cu Statele Unite ale Americii, dar și dinamizarea dialogului interstatal cu Federația Rusă, după cum am mai spus, toate acestea pornind de la dezideratul dezvoltării unor relații bazate pe încredere reciprocă și pe respect reciproc. Una din realizările majore pe plan extern a fost promovarea în premieră a unei rezoluții a Națiunilor Unite în ceea ce privește retragerea trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova, rezoluție adoptată în plenul Adunării Generale ONU în luna iunie 2018. Astea au fost așa într-o o prezentare mai succintă. Acum mai voi referi un pic mai detaliat la ce intenționăm să facem și cum exact dorim să dezvoltăm relațiile cu lumea în general, dar și cu partenerii noștri de bază în particular. După cum domn Filip a declarat, nu o singură dată, unul din scopurile principale, atât în perioada în care am activat cu toții împreună în echipă, în guvern, dar și în continuare, rămâne asigurarea irreversibilității parcursului european al Republicii Moldova. Și anume, realizarea asocierii politice și a integrării economice cu Uniunea Europeană, pe de o parte,
având ca parte componentă aprofundarea relațiilor bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene, au fost și rămân în continuare un obiectiv al politicii externe la care Partidul Democrat nu va renunța. Eu îmi amintesc cât de greu a fost depornit primele vizite reciproce a oficialilor moldoveni la Bruxelles și în capitalele europene și a colegilor noștri europeni în Republica Moldova. Dar iată că într-o perioadă relativă de scurtă de timp s-a reușit organizarea peste 50 de astfel de vizite. De ce integrarea europeană? Cred că nu trebuie să vorbesc foarte mult. Cred că și cetățenii deja, sunt sigur că și cetățenii deja au înțeles că integrarea europeană este singura cale de perspectivă care va asigura, în primul rând, creșterea bunăstării cetățenilor, dar va asigura și edificarea statului de drept. Indiferent de care va fi componența sau structura noului parlament și respectiv care va fi mandatul și componența politică a următorului executiv, la baza acestei relații vor rămâne condiționalitățile. Deci abordarea despre care am vorbit. Vom fi evaluați în funcție de realizări și nu în funcție de declarații. La fel, noi suntem gata să continuăm să aducem contribuția noastră la asigurarea implementării obiectivelor de politică externă, inclusiv prin prisma condiționalităților, pentru că acestea, în mod special, vizează sectoare cheie în dezvoltarea statului de drept în Republica Moldova, precum sunt reforma justiției, combaterea corupției, dezvoltarea economică. Deci noi suntem gata să lucrăm cu toți actorii interesați în așa fel ca să asigurăm o realizare acestor condiționalități, dar și o evaluare obiectivă din partea colegilor noștri europeni. Deci, desigur, nu ne oprim doar aici. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, voi trece la dezvoltarea relațiilor cu vecinii și voi începe cu România, desigur. Dincolo de faptul că România este membru al Uniunii Europene și este unul din cei mai puternici susținători ai dezideratului european al Republicii Moldova. După cum s-a spus și anterior, cu România avem o relație de suflet bazată pe un trecut comun, pe o limbă comună, pe valori spirituale și culturale comune. Și pentru noi a fost important să asigurăm chiar de la începutul mandatului că relațiile dintre Chișinău și București intră pe un făgaș firesc, așa cum se cuvine tuturor statelor vecine care sunt ferm hotărâte să coopereze între ele în diverse domenii în baza unui parteneriat strategic de lungă durată. Și vorbim de parteneriate strategice. Parteneriatul cu România este unul durabil și instituționalizat. De altfel, avem și parteneriat strategic în ceea ce privește integrarea europeană cu România. Am promovat și au fost organizate mai multe ședințe comune a guvernelor de la Chișinău și București, care, în principiu, au și dat tonul
pentru dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale, nu doar pe durata mandatului guvernului Filip, dar și reprezentând, să spunem așa, abordări programatice și vizionare pentru viitor. De ce zic vizionar? Pentru că, de exemplu, ultima ședință a guvernelor de la Chișinău și București din noiembrie 2018 s-a desfășurat sub motoul Unire prin infrastructură. Respectiv, noi nu putem să ignorăm rolul pe care l-a jucat România și cu siguranță va continua să-l joace și mai departe. La fel, nu putem uita că România a fost primul partener care, practic, de la începutul mandatului guvernului Filip, ne-a oferit șansa să soluționăm anumite probleme legate de lipsa finanțării externe și este vorba despre oferirea creditului în valoare de 150 de milioane de euro, care a constituit pentru noi această gură de aer necesară pentru a stabiliza lucrurile în țară și pentru a ne mișca mai departe. Dar nu doar aici se termină contribuția vecinilor noștri români, pentru că în toată această perioadă toate discuțiile și toate negocierile s-au axat inclusiv pe proiecte de ajutor din partea guvernului român pentru cele mai vulnerabile categorii ale populației din țara noastră, pentru reparația instituțiilor educaționale și nu numai, inclusiv instituțiilor de cultură, oferirea mijloacelor de transport, proiectul SMURT. Deci lista este foarte mult, foarte lungă și putem vorbi despre aceasta mult. Dar cu titlul de concluzie voi spune că această dinamică pozitivă care a fost pornit atunci în anul 2016 ne dă nouă posibilitatea să privim cu optimism la perspectiva acestor relații dintre Chișinău și București, și anume prin sau în contextul realizării aspirațiilor noastre europene. Dacă este să vorbim despre relația cu Ucraina, aici la fel am avut un dialog foarte intens. Eu aș spune chiar interacțiunea a fost una extrem de intensă, dar și rezultativă. Printre principalele realizări o considerăm extinderea controlului în comun la frontiera de stat moldo-ucraineană, în special o problemă foarte veche care viza amplasarea posturilor de control comun pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene. Dar aceasta tot a reprezentat o evoluție în procesul mai larg și mai complex de securizare a frontierei Republicii Moldova, frontierei de stat, pe întreg perimetrul țării. Deci, respectiv, în rezultat, în iulie 2017 a fost inaugurat primul punct de control comun de trecere a frontierei moldo-ucrainene la Pervomaiskă cu Ciurgan. Desigur, au fost catalogate și plasate într-un context clar de plan de acțiuni discuțiile pe domenii mai sensibile care există în relațiile noastre cu Ucraina, cum sunt bunoar chestiunea demarcării frontierei de stat,
necesitatea încheierii unui acord privind funcționarea complexului hidroenergetic Nistrean și asigurarea unui nivel adecvat de protecție a ecologiei bazinului Nistru. Și aici, din nou, trebuie să remarc că aceste discuții pe probleme mai sensibile au depășit cadrul dialogului bilateral moldo-ucrainean și de comun acord cu colegii de la Kiev. În proces am încercat să antrenăm și colegii noștri europeni pentru a prelua cele mai bune practici și experiențe. Desigur, ne propunem să continuăm și mai departe aceleași abordări care presupun și contacte nemijlocite la nivel de conducători de țări, vizite frecvente, dar și acest instrument care este ședințele comune ale guvernului, precum și o altă platformă importantă care vizează nu doar vecinii noștri, dar marea majoritate a partenerilor noștri străini, această platformă fiind comisiile mixte interguvernamentale pentru cooperarea economică. Ori cunoaștem că noi am reușit în perioada 2016-2018 să activizăm aceste mecanisme, însă din cauza mai multor factori, cât obiectivi, atât și subiectivi, aceste instrumente nu mai funcționează. Pe scurt, foarte despre relațiile cu unele state membre ale Uniunii Europene, o prioritate, desigur, a constituit relația cu Germania, care este la fel unul din principalii donatori la nivel bilateral pentru Republica Moldova, relația cu Franța, relațiile cu partenerii din țările baltice, care la fel sunt niște susținători fideli ai procesului de modernizare europeană a Republicii Moldova, numai puțin importanți sunt pentru noi și colegii din grupul de la Vișegrad, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, care la fel se poziționează drept susținători fermi ai parcursului european al Republicii Moldova. Deci noi ne propunem să consolidăm dialogul politic absolut cu toate statele membre ale Uniunii Europene și nu numai. În perioada guvernului Filip au fost depuse eforturi serioase pentru plasarea relației cu Federația Rusă într-un făgaș previzibil, deci și într-un făgaș responsabil. Ne-am dorit și ne dorim relații corecte cu Federația Rusă. Deci această poziție a fost explicată foarte ferm și foarte clar în cadrul întrevederilor cu domnul Filip, cu președintele Rusiei, prim-ministrul Rusiei, cu factori de la legislativul Federației Ruse, dar și contactelor pe care le-am avut eu cu omologul din Federația Rusă. Deci am vorbit scurt despre Statele Unite, aici vreau doar să mai remarc faptul că după o lungă pauză noi în 2017 am reușit să deblocăm relația în cadrul dialogului strategic care există dintre Republica Moldova și Statele Unite și au fost organizate vizite importante. La fel ne vom concentra pe dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu Turcia, cu China, cu Japonia, Norvegia, cu țările din Orientul Mijlociu, mai ales că în
perioada guvernării noastre au fost deschise și a fost deschisă ambasadă în Emiratele Arabe Unite. Respectiv, noi dorim să promovăm un mesaj egal atât la vest cât și la est, atât la sud cât și la nord. Ne dorim relații corecte cu toți partenerii noștri. Nu pot să trec cu vederea și cooperarea în cadrul cooperarea multilaterală care vizează activitatea în cadrul structurilor internaționale și relațiile cu acestea, desigur, ONU și instituțiile sale specializate, după cum am spus, la 22 iunie 2018, în premieră pentru Republica Moldova, a fost promovată la nivelul adunării generale rezoluția istorică, dacă doriți, retragerea completă și necondiționată a trupelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Deci sunt chestiuni care nu au o finalitate în timp, cel puțin cât problema nu este soluționată. Deci atât timp cât noi nu vedem mișcări clare în direcția reluării, retragerii trupelor, problema respectivă va rămâne și pe agenda ONU. Suntem activi în cadrul Consiliului Europei și în cadrul structurilor internaționale care vizează promovarea drepturilor omului. S-a realizat mult în acea perioadă și vom rămâne angajați în relații constructive cu acești actori. Nu putem să nu vorbim despre relația cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, mai ales că dosarul transnistrian a constituit pentru guvernul Filip unul din temele sau preocupările centrale. Și, desigur, atunci când vorbim de interacțiune cu OSCE, noi ne referim și la evoluțiile în acest sens. Din perspectiva diplomației, din perspectiva Ministerului de Externe, importantă este menținerea unei implicări active a tuturor partenerilor străini din formatul 5+2. Din nou aici vorbim despre Uniunea Europeană, despre Statele Unite, în calitate de observatori, vorbim despre Ucraina, Rusia și OSCE, în calitate de părți, participanți în acest proces. Respectiv, pentru noi această cooperare în sensul asigurării, identificării unei soluții durabile, pașnice, desigur, pentru problema transnistriană bazată pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, rămâne piatra de temelie în tot ce ține de interacțiunea cu partenerii noștri în sensul respectiv. Nu pot să nu spun și câteva cuvinte despre cooperarea cu NATO. Personal sunt foarte mândru de realizările pe care le-am avut în perioada guvernului Filip în dezvoltarea dialogului politic și cooperării practice cu NATO și în promovarea intereselor și obținerea beneficiilor pentru Republica Moldova în parteneriatul bilateral. Doar ca să explic sau să dau câteva exemple care justifică necesitatea dezvoltării relației cu NATO, pentru că aici nu vorbim de chestiuni de ordin militar, dar vorbim și de chestiuni cu impact civil pentru populație.
Bunăoară, în 2018 a fost finalizată implementarea proiectului privind distrugerea 1269 de pesticide din Republica Moldova, ceea ce a contribuit la consolidarea securității ecologice, dar a avut și un impact pozitiv asupra ocrotirii sănătății populației din Republica Moldova. Mulți reproșează, mulți oponenți de pe stânga reproșează că relația cu NATO este una nocivă pentru statul nostru, care are statut de neutralitate. Vreau să-i contrazic, pentru că, după cum a relevat și Curtea Constituțională a Republicii Moldova la interpretarea articolului 11 de Constituție, colaborarea cu alianțele militare și membrii acestora pentru îmbunătățirea capacităților de apărare este compatibilă cu statutul de neutralitate al statului nostru. Iar neutralitatea nu poate exista în condițiile lipsei de cooperare și lipsei de dialog. Izolarea niciodată n-a fost o soluție pentru Republica Moldova și nu a fost și nu este în interesul țării noastre, de aia, adică mai sunt state neutre care cooperează foarte fructuos cu NATO, precum Elveția, Austria, Irlanda, și au o cooperare foarte bună, fără a le fi afectat statutul de neutralitate. În final, dar nu și în ultimul rând, vreau să vorbesc despre una din principalele sarcini ale diplomației moldovenești, și anume cea de a proteja drepturile cetățenilor noștri, cetățenilor Republicii Moldova, deci care se află peste hotarele țării. Aici vorbim și despre chestiuni tehnice care vizează consolidarea cadrului normativ național aferent domeniului consular pentru a facilita accesul cetățenilor Republicii Moldova la asistența consulară oferită ambasadelor, combaterea traficului de ființe umane și repatrierea copiilor rămași fără însoțitori, asistența juridică internațională, un loc aparte aici revine cooperării cu diaspora. Am încercat constant să acordăm asistență la implementarea programelor culturale și de promovare a valorilor naționale, educaționale, culturale și spirituale, prin diverse proiecte susținute de Biroul Relației cu Diaspora, precum DOR, sărbătorile de iarnă, Mărțișor, sărbătoarea Zilei Naționale, toate care au dus și au menirea să ducă la consolidarea diasporii, la menținerea tradițiilor moldovenești și la promovarea imaginii țării. La fel, la capitolul ăsta vreau să adaug că în cultivarea relației cu diaspora și comunitățile de moldoveni stabiliți peste hotarele țării, un accent a fost pus pe necesitatea depolitizării relației cu diaspora. Ori instituțiile diplomatice sunt în serviciu cetățenilor noștri de peste hotare, indiferent de viziunile politice ale acestora. Și anume, inclusiv în baza acestui principiu, vom dezvolta această cooperare. Vom rămâne axați pe negocierea și încheierea acordurilor cu țările unde avem comunități de moldoveni în domeniile securității sociale și asigurării cu pensii. În perioada guvernului Filip, în jur de 12 acorduri de acest fel au fost semnate. Din nou cu titlul de concluzie, voi spune ceea ce am mai spus. În contextul planului de țară Moldova altfel, noi ne vom axa cunoștințele, experiența și expertiza acumulată de-a lungul anilor pentru a consolida rolul țării noastre pe arena internațională,
în calitate de partener responsabil, credibil și previzibil. Eu vă mulțumesc!